Atenție când mergeți pe trotuar! Pericolul unui accident mortal este iminent din cauza bucăților de tencuială care se pot desprinde oricând de pe blocurile învechite. Obligația de a repara fațada clădirii revine asociației de proprietari, prin contribuția financiară a fiecărui locatar. Se întâmplă des ca bucăți de tencuială să se desprindă de pe o clădire și să cadă pe trotuare sau pe alei circulate de pietoni. Așa s-a întâmplat și ieri când pompierii au fost solicitați pe strada Simion Bornuțiu din municipiul Zalău, deoarece elementele de construcție de pe blocul 1A s-au desprins și puneau în pericol viața pietonilor. Aceștia au luat măsurile pentru a preveni căderea bucăților mari de construcție, care probabil s-au desprins, în urma unor lucrări la blocul respectiv.